aeroport, aeroportul nostru preferat din Asia. Suntem aici la check-in, durează foarte mult pentru că sunt extrem de mulți oameni la coadă. Sunt zboruri pentru toată Indonezia și ne facem griji în legătură cu bagajele pentru că avem extra un kilogram, două în fiecare dintre ele. Și ne uităm la countere acolo să vedem cine pare cel mai prietenos dintre toți. Am trecut! Nu vine să cred că am reușit să trecem cu un kil jumate de om în plus. În mod normal aș fi vrut să împart bagajele în două. Să mai cumpăr 10 kg, să avem 40 de om și să împărțim cum ar veni unul dintre bagajele mari în două bagaje mai mici. Dar nu am găsit nicio informație pe internet despre asta. Nu știam dacă putem lua două bagaje cum ar veni de om la cală. Așa că ne-am riscat. Ni s-a spus așa, pe ochi frumoși, scoateți și voi una, două kilograme înainte să mergeți să puneți bagajul pe bandă. Și ne-am zis că ok, ok, l-am desfăcut, ne-am uitat în el, ne-am dat seama că nu avem ce să-l scoatem, l-am închis înapoi și l-am trimis așa. L-am desfăcut, ne-am uitat, am văzut că n-avem ce să aruncăm, hai să încercăm, dacă merge bine, dacă nu aruncăm. În mod normal nu facem chestiile astea, dar nu ne-a zis gen că trebuie să plătim în plus, a fost așa o chestie în asta că... Adică merge și așa, așa mi-a dat impresia din prima. Dacă merge și așa, merge, dăm înainte. Ne vedem din aeroport, în așteptarea zborului cu numărul 60, către Bali. V-am tot zis că ne întoarcem acasă și cum știți că noi nu mai avem o casă în România, acasă este Bali pentru noi aici în Asia și abia așteptam să ne întoarcem acolo. Începând cu vlogul ăsta, o să fie o serie de vloguri zilnice până la sfârșitul lunii. Vrem să vă arătăm cum se desfășoară tot procesul ăsta de ajungere în Bali, cum ne luăm o vilă, cât costă prețurile acum, diferența dintre 2023 versus 2022, o zi normală din viața noastră, chestii din astea, după care o să revenim din nou la vlogurile alea mega epice. Am înțeles că noi am prins ultimul an de Bali ieftin și chiar suntem curioși care vor fi diferențele, cu ce o să ni se pară anul ăsta 2023 diferit față de 2022. S-au întâmplat multe schimbări în lunile astea care au trecut și suntem nerăbdători să vedem ce ne așteaptă. Dacă mă vedeți cu tonusul ăsta extraordinar, e pentru că, dacă ați văzut vlogul trecut, știți ce s-a întâmplat. Mamă, cât e de tare! Știți unde am fost? Știți ce am făcut? Știți în ce condiții am stat? M-a lovit o răceală teribilă de ieri. Eram atât de entuziasmată pentru ziua asta, că plecăm, că ajungem în Bali, că ne întoarcem acasă, că mamă, mamă, mamă. Și m-a lovit. M-a lovit rău. Nu-i nicio problemă. O să-i treacă imediat când ajungem în Bali. Pufa mea o să fie cu un alt tonus. Am băgat paracetamol, vitamina C, suculețe, ceai de dimineață și parcă mă simt mai ok, dar am avut o stare foarte rea și aseară și azi noapte, m-am trezit de câteva ore, am avut frisoane, mi-era frig. S-a întâmplat și o schimbare de peisaj imediat după Songkran, așa cum ne și așteptam de altfel. A început să plouă aici în Thailanda, e deja mult mai înorat, mult mai umed totul. Cred și eu că e umed în urma festivalului la care am fost. În Bali ar trebui să fie deja sezonul uscat, cel puțin așa se laudă. Suntem nerăbdători să vedem ce ne așteaptă. O să fie forță, deocamdată o să stăm doar o lună plus încă o lună și mai vedem dacă o să prelungim, pentru că noi avem niște planuri destul de măreți pentru Indonezia, nu pentru Bali neapărat, și să vedem cum ne încadrăm, dar nu uitați, în fiecare zi vlog la ora 7 seara, până la sfârșitul lunii. Este prima oară când facem un astfel de experiment. Noi am încercat tot felul de stiluri de videouri, de vloguri aici pe YouTube și genul ăsta de daily a fost singurul pe care nu l-am încercat încă și suntem curioși cum o să meargă, cum o să ne simțim noi, cum o să ne schimbe energia și... Cum o să ne facă să ieșim mai des din casă. Cum o să ne facă să ieșim mai des din casă și cum o să vă facă pe voi să fiți mai aproape de noi în ce facem de zi cu zi. S-a întâmplat o chestie super dubioasă, deși anul trecut și acum 2 ani nu era. Ne-a cerut pașapoartele astea COVID.
Și ne luăm la întrebări, dacă avem toate dozele, dacă nu știu ce, să uitare, o să ucide pe toate părțile. Pentru o secundă am zis că, stai să vezi, că nu-s bune vaccinurile astea, trebuie să facem test sau să facem alte vaccinuri. Dar au mers până la urmă. Mă nebuneam dacă ne spunea că vaccinul nu-i bun. Problema la noi e fix faptul că avem o singură doză. Noi am făcut Johnson și acolo pe certificat este menționată o singură doză, chiar dacă se pune ca fiind două. Și trebuie să stăm să explicăm de fiecare dată, mai ales în partea asta a lumii. Stați așa, că e una, dar de fapt sunt două. Bine, Puffy! Bine. One step closer. Acum avem zborul ăsta de 4 ore. 4 ore jumate close. Hello, we're going to Bali. Hai că ne-am urcat. Zbor de 4 ore jumate. Cred că rupem somnul. Mai ales pe foame. Eu nu mai simt deloc bine. Hai că durerea de gât, ca durerea de gât la... Mă doare pielea pe mine, Antonio, mă simt oribil și mă simt așa fierbinte, am ceva febră și am luat deja paracetamol. Ai un pic, n-ai mult. Sper. Îi dăm jos? Mergem în Bali? Ei, în brațe mă iei și mă duci. Mergem în Bali! Avem o mică, mică șansă să avem locul de lângă noi liber complet. Cum ar fi pentru Puffy, care are nevoie de un somnic forță? În mod normal, un somnic forță, cum zice Bogdan, ar fi trebuit să-l am aseară. Numai că am terminat de împacheta bagajele azi, de dimineață. Am stat până târziu, am stat până pe la 12. Și dimineața m-am împachetat o serie și tot am avut extra kilograme. Când ai 70 de kg de bagaj, e imposibil să împachetezi. Și am mai și lăsat lucruri. If you're on board the aircraft, kindly contact one of our crew immediately. Unul, Sergei, și încă cineva, nu se știe dacă e în avion. Dacă îi se prezinte de urgent, cred că are vreun bagaj în ăsta. Ciudat. N-am apucat să vă povestim, dar noi unul dintre trollere nu l-am avut în Laos, în excursia aceea de 3 săptămâni, ci l-am lăsat la un storage în Bangkok. Practic am plătit un depozit ca să-l putem lăsa acolo pentru o lună de zile și să-l luăm când ne întoarcem. Ei bine, noi ne-am întors fix în perioada Songkranului, știți voi, festivalul, toate alea. Și când a fost Bogdan să ridice, ce să vezi, era închis tot cu lacăt, baricadat, stătea bine bagajul nostru acolo înăuntru, pentru că era vacanță, că e zi națională. Sărbătoare națională, durează câteva zile. I s-a spus lui Bogdan să se întoarcă luni și ăsta a fost norocul nostru divin. Pentru că inițial am vrut să cumpărăm biletele de avion pentru luni și am zis că nu mai bine luăm marți în caz că se întâmplă ceva să fim noi siguri. Dacă trebuia să zburăm luni, noi nu am fi avut bagajul în timp util, nu reușeam să-l ridicăm și să plecăm cu el. Așa că iată-ne astăzi. Marți, cu bagaje, cu 70 de kilograme după noi. 2 kg extra. Soția mea care e forță. Abia aștept să merg la piață, să ne cumpărăm, să ne facem noi ritualurile noastre din Bali, Doamne. Ești curios ce visat la momentul ăsta. Ești curios ce părere aveți voi despre inițiativa asta pe care o avem noi acum de a face daily vlog pentru câteva zile. Lăsați acolo un comentariu. Am ajuns în sfârșit, după 4 ore jumate groaznice, dar nu pentru mine, ci pentru pufa mea superbă. A fost cel mai cumplit zbor de ale mele de până acum, dar nu zborul în sine, cât faptul că m-am simțit extrem de rău. Nu țin minte ultima oară când m-am mai simțit atât de rău. Am avut, bam venea să vomit, bam mă luau frisoanele, bam era cald, bam era frig. Aveam tendința să respir foarte rapid ca să mă țin cumva, să nu vomit și făceam... Deci am fost panicat, Puffy, tot zborul. Deci mă uitam la tine și mă mai lua țipele așa și ziceam, pufa! Și făceam așa, gen, să stau cu ochii pe tine. Încercam să dorm și nu reușeam, mă trezeam din cauza senzației aceea de durere în gât,
și te creață oribil, oribil. Am crezut că nu se mai termină, că nu mai ajungem odată. Și acum să spunem părțile bune, am intrat acum frumos în aeroport, a trecut un minut, deci am stat un minut la coadă și am luat viza. Deci practic o trebuie doar să o plătim, să arătăm pașaportul și am trecut. Nu ne mai cerut nimic, nimic extra. Niciun alt document, nici certificatul de vaccinare, nici absolut nimic. Am ajuns printre primii la ghișeu, am plătit taxa. 500 de mii taxa. La imigrare a mers totul foarte repede pentru că erau mulți băieți acolo, multe cozi. Momentan așteptăm să ne ridicăm bagajele și extrem de aglomerat. Nici măcar nu a ajuns încă zborul nostru la bandă. Deja se pot sesiza schimbările. Dar până acum e spre bine, gen, adică e mai aglomerat, dar merge totul mult mai repede. Mai puțin faptul că oamenii și nu prea avea chef de noi și ne-a cam trântit actele, a făcut așa. Dă-mă înainte, merge, vibe-ul bun. Stai bun? Au venit toate bagajele, se tot plimbă pe aici, de jur împrejur, și ale noastre, nimic. Ale noastre au zis că, dacă tot am avut astea 2 kg în plus, le lăsăm aici, nu le mai trebuie. E posibil să ne fi încurcat cu zborul ăla la care e acum în 2 ore. Mai trezează unul. Normal că nu veneau bagajele dacă le așteptam la banda greșită. De schimbat. De exemplu, acolo cu Panos scrie tot Hanoi. Scrie Hanoi și erau bagajele noastre. Da, ăla, uite ăla de acolo. Trebuie să completăm ceva custom declaration. Părea liber. Ne-am agitat de geam. Am completat codul QR relativ repede, ne-am conectat la Wi-Fi-ul de aici din aeroport, am pus acolo toate datele, mi s-a dat codul, am stat 2 minute la un rând, s-a scanat și am trecut mai departe. Acum ne-am oprit să cumpărăm o cartelă ca să avem și noi internet, să putem comanda un Gojek cu care să ajungem la cazare. Și așa că un mic tips. Întotdeauna, dacă vă permite timpul și bagajul, ieșiți puțin din aeroport, mergeți 5 minute mai departe, că o să obțineți un preț mult mai bun, inclusiv pe aplicații. Aici e foarte mare haos și e normal să fie mare cererea și să fie și mai scump cu ocazia asta. Dar noi ne-am învățat de data trecută când am făcut viza RAN, când am zburat în Malaysia și ne-am întors aici în Bali pentru o viză nouă, că mergând un pic mai departe, obținem un preț mai bun la transport. Schimbare de planuri, a comandat Bogdan direct aici mașină ca să poată plăti cu cardul. Bine, că puteai să plătești cu cardul. Da, eu nu sunt în cea mai bună formă, dar îmi revin eu. Aglomerația e la nivelul următor. Nu mi-am minte să fi văzut vreodată atâția oameni. O mașină pe măsura noastră. Aș să -mi Bali. Mamă, cum miroase pufii! Miroase de cafea! Miroase de trag aer. Foarte ciudat. Ți-am zis, eu n-aveam nicio problemă, dar mi-era frică pentru tine, serios. Chiar am vrut la un moment dat să-i zic la femeie, doamnă, trebuie... Aterizăm sau îmi dai ceva pentru soția mea? Când am fost atunci la baie să vomit... Pufi, intră la baie, fă-ți treaba, dar nu cu ea ușa. Intră soția mea. Clic, clic, țing. Nu se închidea ușa și în crăpătura aia dintre ușă și tocul ușii, vedeam fetele alea, stewardezele, că stăteau acolo și aveam să... Na. Păi ți-am zis că nu se închide și mă așteptam să te sprijin tu de ușă sau ceva, dar nu ai făcut nimic. Nu mă pot sătura. Cât de bine pus la punct e totul, cât de bine arată. Uitasem. Străzile astea sunt impecabile și cu toată verdeața asta pe margini, copaci, plante. Bine, să fim serioși, doar străzile principale, dar vibe-ul ăsta mă interesează, vibe-ul epic. Bine că nu e altceva. N-ai mai văzut? Stai călbin. Puține locuri mă entuziasmează atât de tare a doua oară.
Da, nici mie nu vine să cred cât ești de entuziasmat. Chiar nu vine să cred. M-am uitat ieri la un vlog de aici din Bali și mi-am dat seama că, bă, insula asta chiar e șmecheră rău. Adică, prima oară când am fost, mi-a plăcut, dar la un moment dat mă plictisesem. Dar acum când am văzut vlogul ăla, zic, mamă, ce șmecheră e în Bali. Ai tot. Ai tot, da, tot ce-ți poți dori și de la natură și de la oameni și de la într-un vibe. Într-un restrâns, e ieftin prin comparație cu alte destinații. Bine, o să vedem acum. Să vedem acum, da, și mai puțin simt cardurile. Dar anul trecut, cred că a fost una dintre cele mai ieftine destinații pe care le-am bifat noi. Mult mai ieftin decât India, de exemplu. Hai că am ajuns, hello! Nu-mi vine să cred că ne-am luat pentru noaptea asta cazare la doar câțiva pași de cazarea în care am stat anul trecut, timp de 2 luni de zile. Am rămas șocată când am văzut că mergem pe același drum. Pe repede înainte am făcut și check-in-ul. Cred că e prima oară când stăm într-o cazare atât de, da, aș zice așa, pe standarde europene. Dacă stau să mă uit împrejur, nici n-aș zice că sunt în Bali, așa din interior. Seamănă foarte mult cu o cazare din Dubai, dacă te-ai aminti când am fost noi atunci să o filmăm. Aici este ușa de la intrare, dulap, oglindă, patul, draperii gigantice, frigider. E tare simpatic, suntem la partera și avem și un balcon drăguț. Numai că trebuie să avem grijă aici cu gângăniile și cu gecko, că n-am mai interacționat de mult. Argia Santi Resort se numește locul ăsta și este extrem de fancy, exceptând colaborarea pe care am avut-o noi în Ubud cu hotelul al cărui nume l-am uitat acum. Să vedeți cum arată curtea, cum arată restaurantul, dar noi o să stăm doar o noapte aici pentru că mâine mergem să vizionăm o vilă în același cartier în care am stat și anul trecut și ne-a plăcut foarte mult. A fost o adevărată luptă să găsim o cazare pentru perioada în care vom sta noi aici în Bali, cel puțin pentru prima lună, și am avut noroc că am rămas în contact, sau Bogdan a rămas în contact cu doamna domnișoara care ne făcea nouă curățenie anul trecut și a scris pe WhatsApp recent, a întrebat-o, știi vreo combinație, ceva, există vreo vilă pe acolo prin prejur? I-a zis, doamne, aveți vreo vilă sau cunoașteți undeva sau lucrați la vreo vilă care să fie până în 10-12 milioane de rupii și a spus că eu o să caut. I-a zis, uite, dacă îmi găsești, o să dau și ție acolo 1 milion și de nu o să ne ajut tot tu, pentru că am avut încredere în ea, adică o... Nu, da, standard de balinezi, nu făcea curățenii perfect, dar femeia era foarte de treabă și am prins așa, drag cum ar veni de ea. Ne-a plăcut mult și zona în care am stat, noi oricum tragem aici către Jimbaran, Ungasan, zona asta mai de sud. Și chiar suntem mega încântați că ne-am întors acasă, după cum ziceam. Nu-mi vine să cred că suntem aici. Am stat în mașină și am încercat să asimilez așa tot ce vedeam în jur. Parcă am plecat ieri de aici. Da, da, da. În concluzie, noi în cazarea asta o să stăm o singură noapte. Mâine mergem să vizionăm vila și să ne hotărâm dacă vrem să o luăm pentru o lună de zile. O să vă luăm cu noi. Să ne spuneți ce părere aveți. Dacă e pont sau nu e, sperăm să fie, pentru că nu e aceeași, e alta. Și mâncăm și noi ceva, eu n-am mâncat nimic. Da, o să mergem să mâncăm, nimic. Dar cred că mâncăm fix de aici, pufi. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar pufa, că am prins o leacă de glas față de cum era în avion. Am foame. Ai prins un pic de glas, tu. Da, de dimineață când m-am trezit am mâncat o banană ca să pot lua un paracetamol. În avion, foarte multe ore mai târziu, am mers și am vomitat apă, că nu mai exista banana, și după am mâncat niște alune, a cumpărat Bogdan din avion și am mai luat un paracetamol. Deci eu astăzi am trăit cu pastile, cu banană și ce da, acum am năburit-o. Când a cumpărat Bogdan biletele de avion, a selectat acolo ceva mâncare, a dat comandă de niște chestii să mâncăm pe zbor. Eu nu am putut să mănânc nimic și am rămas cu mâncarea la pachet. Este un Air Asia's Santana Wrap Hawaiian Barbecue and Chicken. Se putea și mai bine, se putea și mai rău. Toată lumea a mâncat în avion. Cred că de asta mi-a și fost rău. Că mirosea tot felul de
prăjelea, carne, ulei. Nu știu, cred că sunteți, cu toții suntem familiari cu sentimentul ăsta de... Rău de miros de mâncare. Rău de miros de mâncare, exact. Oh, party there! Hello! Do you hear me? Ok, I want to tell you now, you understand, you misunderstand. For me, I want a PCX now. I want for me one PCX and my friend will come in 1 month, so in June. Yes, I want for me only one, not two, only one. Okay, so only one PCX for me, please. Mamă, nu vine să crede, am spus, deci o să ne vină niște prieteni aici în Bali în iunie și am spus la om de pe acum, bă, poți să-mi rezervi cumva un scooter pentru perioada aia ca să aibă și prietenul ăsta al meu și a spus că da. Și el a înțeles acum să aducă două scutere și îmi spunea că nu are două PCX-uri și o să vină cu un PCX și un NMAX, nu mai înțelegeam ce naiba se întâmplă. Dar cum era să te trezești cu două scutere? Gen omul să fi venit, el știa că trebuie să vină să te aducă scutere, deci te fi trezit cu ele la ușă. Vreau un falafel. Mergem la falafel? Mergem împreună, nu? Mâncăm acolo? Da. Am descoperit anul trecut aici în zonă un loc cu mâncare libaneză. Și au falafel wrap și ayran. Mamă, atât de bune! Când am aflat că o să stăm tot aici în zonă, aproape de locul în care am stat anul trecut, i-am zis lui Bogdan, trebuie neapărat să mâncăm falafel în seara asta. Și așteptăm să ne vină scuterul. O să vă luăm să mergem să mâncăm acolo ceva bun, bun, bun. A fost la vânătoare. Două ore mai târziu. Dar hai să vă zic povestea înainte să ajungem la Irani și la din astea. I-am zis omului să ne aduc și nouă scuterul, că așa a spus el, și o să i-am zis, vrem un scuter și hai două căști. Bine, o să arate un pic dubios. Asta zic. Oricum arată dubios, nu contează, uite așa. I-am zis omului că suntem două persoane, adică eu cu soția mea și să-mi aduc două căști. Și-a adus una singură. Așa că m-am enervat, am lăsat o pufă aici să doarmă și m-am dus frumos și am cumpărat o cască pentru mine, 150.000, super ieftină și chiar bună. Și am ajuns să iau și falafelul ăla despre care tot vă spunea Adriana. Ea nu a reușit să vină pentru că nu aveam cască, dar măcar a dormit. Te simți mai bine? Mi-am făcut preludiu pentru somn, sunt pregătită să dorm acum. Mamă, da, dormim adevărat că mâine avem o grămadă de treabă. Și haideți să vă arătăm cum arată falafelul ăsta care costă incredibilă sumă de 25.000. Și aia era anul tot 25.000 lui, dar e bun rău. E ca anul trecut. Are mult de bani. Gata și cu vlogul pe ziua de azi, gata cu mâncatul, gata cu răceala, sper. Nu pufi? Și nu uitați că ne vedem în fiecare seară timp de vreo 10-12 zile la ora 7. Așa că ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!